Bună ziua, dragii mei, și bun găsit la un nou videoclip. Vă invit astăzi la un videoclip general în dragoste pe planul sentimental. Haideți să vedem astăzi ce ne oferă cărțile de oracol ca și, eu știu, informații pentru dumneavoastră. Aici simt deja o persoană care este în curs de transformare, da? De metamorfoză, să zic așa. O persoană care și-a învățat lecțiile și iată că acea persoană vă admiră de la distanță, acea persoană vă apreciază foarte mult în momentul de față. Se pare că vă visează, se pare că are un plan măreț cu dumneavoastră. Se pare că această carte este o carte care reflectă destinul după mine. Se gândește, da? Foarte mult persoana aceasta aparent se gândește la destinul vostru împreună, la destinul său, la viitorul său, da? Dar haideți să vedem ce gândește. Da? Cărțile spun da, da? Un răspuns de da la ce, nu știu, probabil la acest plan cu voi, haideți să vedem ce alte informații, da, la acest plan, să iasă la iveală. Această persoană până acum nu v-a scris, nu v-a căutat, voi ați făcut toate aceste lucruri, aceste demersuri, ați căutat persoana respectivă, i-ați scris foarte mult, acum această persoană nu v-a mai scris, această persoană a luat distanță, nu a făcut niciun efort să vină către dumneavoastră, iată că acum se gândește la acest lucru. Planul său măreț este acesta de a veni, de a spune da acestei conexiuni, acestei povești de iubire, de ce nu, pentru că s-a gândit foarte mult. S-a gândit foarte mult la trecut, la lecțiile sale. Persoana asta vă observă de la distanță și observă suferința dumneavoastră, cunoaște această suferință, simte de fapt această suferință. Nu știu cât o arătați voi, dar simte această suferință. Poate câțiva dintre voi îmi spuneți, nu, n-are cum să mă urmărească, l-am blocat sau am blocat-o pe rețele de socializare sau m-am blocat. Și așa mai departe, ba da, vă urmărește, cum necum, este cu ochii pe dumneavoastră. Deci, indirect, această persoană vă urmărește, urmărește starea dumneavoastră emoțională și, repet, știe că sunteți în această stare de cum să vă spun, de suferință. Da? Însă și el sau ea are aceeași stare. Nu vorbiți, asta este problema, nu vorbiți, nu comunicați, nu mai știți nimic unul de celălalt. Dar haideți să vedem ce ne spune tarotul în această privință. Haideți să vedem ce ne spun cărțile de tarot. Pentru că planul său este să vină către voi, da? Deci deja parcă vă scrie mesajul și nu vi-l primite sau are mesajul deja scris sau vine către voi pur și simplu. Deci se pare că de la această persoană vine intenția asta, acțiunea aceasta. De ce nu vorbiți în prezent? Nu vorbiți pentru că s-a ferit de voi, fuge de voi. Oricât i-ați scris, această persoană nu v-a răspuns. Și nu e prima oară. În unele cazuri, să știți că nu este prima oară. Fuge de acea schimbare. E o persoană care, în momentul în care nu se simte bine, atunci apăreți în gândurile sale. De ce? Pentru că de aici vine acea admirație. I-ați adus întotdeauna forma aceea de inspirație de care a avut nevoie. Acel ghid, acea lumină interioară de care a avut nevoie. Sunteți pur și simplu două persoane diferite, dar atât de frumoase împreună și care privesc frumos împreună către viitor, deși
Repet, nu vorbiți. Voi ați simțit asta de la început, ați recunoscut această conexiune. Persoana asta a fugit de această responsabilitate să recunoască această conexiune. Nu este prima oară, nu știu dacă cu voi neapărat, dar nu este prima oară când intră, când fuge de, să zic așa, de responsabilități de genul acesta, de relații stabile. Vine când are nevoie de ajutor, vine când se simte rănit, rănită, da? Și știe că Universul v-a trimis acolo cu un scop anume, de știe. Deci este conștientă această persoană de acest plan, de acest vis împreună, știe. Deci știe acest lucru. Știe ce vă doriți, știe ce sunteți, admiră această forță a dumneavoastră. Nu a vrut, nu a fost motivat sau motivată în această direcție, însă acum, wow! Ei, uitați-vă, dragii mei, doiul de cupe și soarele. Acum această persoană are deja claritate asupra acestei conexiuni. Acest doi de cupe reprezintă o conexiune sinceră, reprezintă iubire, reprezintă destin, reprezintă viitor împreună, ce vreți dumneavoastră, însă cel mai important este de reținut că este această iubire sinceră pe care persoana aceasta în momentul de față o recunoaște. De aici vrea să spună da acestui vin către tine, da? De aceea vă observă să vadă dacă v-a trecut, dacă a trecut această suferință, dacă a trecut această tristețe, dacă ați trecut peste acest doliu. Câțiva dintre dumneavoastră ați plâns foarte mult și ați încheiat, ați acceptat abandonul acesta, ați acceptat că nu mai puteți avea acest viitor, soarele reprezintă acest viitor. De ce nu? În unele cazuri reprezintă un copil, da? Împreună, însă de regulă soarele reprezintă un viitor. Persoana aceasta vrea să vă caute în momentul de față pentru acest viitor. Nu cred că s-a gândit vreodată până acum la acest viitor, pentru că a fugit, a abandonat această conexiune, a abandonat acest parteneriat. Și v-a abandonat pe voi, a spus nu Universului, s-a împotrivit Universului, pentru că ceea ce a făcut el sau ea nu a fost altceva decât să se împotrivească destinului, da? Dar, vedeți, sunt anumite secrete ale persoanei acesteia. A fost împiedicată oarecum de ceva această persoană, fie are pe altcineva, fie are familie, nu știu, ceva a împiedicat această persoană să vină către voi. Haideți să vedem de ce a plecat, de ce nu vorbiți în momentul de față, de ce a plecat. Ok, îndrăgostiții și o femeie. Pare o femeie aici și îndrăgostiții, probabil i-ați arătat foarte multă afecțiune, foarte multă dragoste, foarte multă iubire. De asemenea, cartea aceasta poate reprezenta o persoană între alte două persoane, poate voi aveți pe altcineva, poate el sau ea are pe altcineva, nu știu, dar se pare că nu vorbește din cauza, da? Deci v-a abandonat din cauza acestei femei, dacă este o altă femeie sau faptul că voi aveți pe altcineva și dacă sunteți femeie, de ce nu comunică în prezent? Haideți să vedem de ce nu comunică în prezent. Are anumite supărări, anumite lucruri care îl îngrijorează sau o îngrijorează, s-ar putea chiar să nu mai doarmă noaptea, ar crede că nu ar avea suficient noroc să fie împreună cu voi sau relația dintre voi nu ar fi norocoasă sau are probleme financiare în momentul de față pentru câțiva, da? Pentru că este o persoană înzestrată, se pare, este o persoană înzestrată, bine cunoscută în comunitate,
Este o persoană poate de afaceri sau care lucrează cu publicul, lucrează cu diferite persoane, diferite naționalități, diferite nații sau persoane care au un statut diferit, câștigă foarte mulți bani, iar în prezent preocuparea sa este legată de bani, legată de job, legată de serviciu și, repet, poate de părinți. Această carte poate reprezenta mama sa, da? O poate reprezenta pe mama sa, de asemenea o poate reprezenta pe soția sa dacă este bărbat. Pentru că se pare că datorită unei energii feminine va abandona, datorită unei energii feminine nu vorbește cu voi. Sunt energii diferite, da? Aceste două femei sunt total diferite, una este principala femeie, cealaltă poate reprezenta mama sa. Nu știu ce e aici, poate voi înțelegeți mai bine, nu prea știu despre ce este vorba, dar are o încărcătură, cel puțin în familie, da? Cel puțin în familie, în comunitate, la serviciu, are o oarecare încurcătură cu banii, e îngrijorat, poate de mama sa, da? Are aici o mică îngrijorare. Dar vedeți, ideea este că, da, vine către voi cu acest răspuns de da, va lăsa la o parte toate aceste preocupări, da? Toate aceste preocupări, acești bani, acest serviciu, acest business, nu știu, această comunitate, acest statut al său, nu o să-l mai intereseze, da, dacă este bărbat, nu o să-l mai intereseze. Sau dacă este femeie, nu o să mai intereseze, da, de toate aceste lucruri materiale, pentru că partea materială pune probleme în momentul de față acestei persoane. Poate este plecat în altă parte cu familia sau, știți, nu știu, în orice caz, pune anumite probleme, da, comunitatea, familia, banii, jobul, cariera în momentul de față, în conversația pe care ar trebui să o aibă cu voi. Dar cert este că va veni viitorul. Este acest soare și doiul de cupe, două cărți extraordinare. Este viitorul dintre voi și această persoană. Deci revine în viața voastră. Îndrăgostiție este de două ori cartea aceasta. Nu uitați că îndrăgostiție de asemenea reprezintă o persoană între două persoane. Deci trebuie să luați această etalare în funcție de situația dumneavoastră, da? Mesajele acestea să le primiți în funcție de situația dumneavoastră. Dragii mei, cam acestea au fost mesajele astăzi. Mulțumesc din suflet pentru vizualizări. Vă iubesc și vă doresc tot binele din lume. La revedere!